Efeseni de la capitolul 4, începând cu versetul 17 și o să citesc până la versetul 24. Cuvântul Domnului ne spune așa. De aceea vă spun aceasta și vă mărturisesc în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile în deșertăciunea minții lor, având înțelegerea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței care este în ei, în urma împietririi inimii lor, care pierzându-și orice pic de simțire s-au dedat la desfrânare, ca să practice cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa despre Hristos, dacă, într-adevăr, l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați în El, în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptate și în sfințenia adevărului. Este vorba despre un creștin, un credincios, un pocăit, care duminica este cu Dumnezeu și în timpul săptămânii este cu lumea, adică curvește, este curvie spirituală, da? Sau adulter. Și de asta se numește aici adulterul sufletului. Domnul Iisus spune, nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni și cu toate astea, aceasta este cea mai deasă sau una din cele mai dese probleme ale noastre, ale credincioșilor. Încercăm să slujim la doi stăpâni. Nu știți că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușman cu Dumnezeu. De aceea, doctrina sau învățătura separării este foarte importantă, este o distinctivă a credincioșilor. Cine vrea să fie mântuit, ce înseamnă să fii mântuit? Încep să fiu tot mai conștient de faptul că cei mai mulți pocăiți nu predică mântuirea oamenilor așa cum este în Biblie. Cei mai mulți pocăiți îi cheamă pe oameni la biserică, îi cheamă la botez, îi cheamă la să se lase de anumite fapte, dar nu înțeleg ce înseamnă să fii mântuit. Și nu predică oamenilor lucrul acesta. Cine vrea să fie mântuit, Biblia ne spune practic, acesta vrea să părăsească lumea aceasta cu stilul ei de viață și să vină la Dumnezeu să se predea lui Dumnezeu. Vrea să iasă din rândurile lumii, cu tot ce iubește lumea, cu tot ce face lumea, cu tot ce vrea lumea, să se separe de lume, să iasă din lume și să se alăture lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuirea. Hai să citim Faptele Apostolilor, capitolul 2 și versetul 40. Și asta ne îndeamnă acum pe noi, cei mântuiți Dumnezeu, să le spunem oamenilor, ieșiți din lumea aceasta, ieșiți din mijlocul neamului acestuia păcătos și veniți, alăturați-vă lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 2 și versetul 40. Și cu multe alte cuvinte, el îi îndemna, mărturisea și îi îndemna zicând, fiți mântuiți din mijlocul acestei generații stricate. Cum adică fiți mântuiți din mijlocul acestei generații stricate? Cu ce am putea înlocui aici cuvântul mântuiți? Ce vrea să spună fiți mântuiți? Ieșiți! Despărțiți-vă! Ieșiți afară din mijlocul acestei generații stricate. Asta înseamnă să fiți mântuiți, să vă separați. Versetul 41 spune și cei ce au primit cuvântul, adică au crezut acest mesaj, cu bucurie au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Deci cei ce au dat curs acestei chemări, au crezut acest mesaj, ce au făcut? Au părăsit lumea și au fost adăugați la adunarea lui Dumnezeu. Au trecut de partea lui Dumnezeu, s-au separat. Au ieșit de unde erau, nu s-au mai dus unde aparțineau, nu au mai făcut ce mai făceau, nu au mai umblat așa cum umblau și au început să umble într-o viață nouă cu cei care sunt credincioși. S-au alăturat prin botez, spune aici, adunării de credincioși. Cei ce au crezut au fost botezați și la numărul adunării au fost adăugate cam 3.000 de suflete. La numărul adunării lui Iisus, adică la biserică. Ei s-au separat de lume, de viața lor cea veche și au început o viață nouă. Și în ce constă această viață nouă? Spune mai departe. Iată, ce făceau acum? Au fost mântuiți din mijlocul acestei generații stricate, au fost botezați, au fost adăugați adunării lui Hristos,
Și ce făceau acum, de la versetul 42? Perseverau în învățătura apostolilor. În părtășie, în frângerea pâinii, în rugăciuni, fiecare era plin de frică, prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau aveau de toate în comun, își vindeau bunurile și averile și le împărțeau între ei după cum avea nevoie fiecare. Dacă în lumea asta fiecare e pentru el, fiecare vrea să-și facă o moștenire, fiecare vrea să-și pună deoparte pentru el, pentru copiii lui, în viața cea nouă toți aveau toate în comun. Nu mă mai interesează grija zilei de mâine, sunt în mâna lui Dumnezeu, mă interesează părtășia frățească, mă interesează învățătura apostolilor. Iată ce înseamnă să fii scos din lumea aceasta sau să fii mântuit. Ei perseverau, din nou, versetul 46, în fiecare zi. Oh, pentru mulți credincioși e greu să vină în fiecare duminică la biserică acum, de două ori și miercurea odată. Dar iată, ei perseverau în fiecare zi, într-un gând, în templu și frângând pâinea acasă, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Oare ce separare mare s-a văzut la acești oameni? O separare foarte mare, o diferență foarte mare față de viața lor din trecut și viața lor nouă. Atunci când un om este mântuit și apoi înțelege că porunca lui Dumnezeu este să fie botezat, în multe biserici creștine, baptiste, dar nu numai, este obiceiul ca să se cânte o cântare la botez. Știți care? Vreau să spun. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și cei care se botează cântă cu toată inima și biserica și ea cântă cu toată inima. M-am hotărât, înapoi e lumea înainte Iisus. Și înapoi eu nu voi da, și apoi vine luni, marți, miercuri, anul viitor, luna viitoare, și ce facem? Mai suntem hotărâți să urmăm pe Iisus? Mai suntem hotărâți să fim separați? Să fim diferiți? Sau nu se mai vede nicio diferență între noi și lume? Între idealurile noastre și idealurile lumii? Între dorințele noastre și dorințele lumii? Între înfățișarea noastră și înfățișarea lumii? Această separare, după Biblie, în conformitate cu învățătura Bibliei, este sfințire. Amin? Înțelegeți? Această separare este sfințirea, înseamnă sfințire. Adică a te pune deoparte pentru un scop anume. Da. Când, v-am mai dat exemplul ăsta, când noi am sfințit această clădire, când a fost terminată și inaugurată, noi am sfințit-o ca să fie folosită pentru adunarea credincioșilor din Coșteiu. Ea nu poate să fie folosită pentru altceva. Nu putem folosi ca și talcioc, nu putem folosi ca și sală de cinema, nu, pentru că ea a fost separată, a fost dedicată pentru un scop anume, să fie folosită, chiar dacă noi nu o folosim 5 zile pe săptămână. Și ar zice unii, da, vă închirem, faceți un ban și așa e o clădire, nu e nimic. Nu se poate, a fost sfințită, a fost dedicată unui scop. Tot așa și noi, când am venit la Dumnezeu să ne mântuiască, El ne-a sfințit, ne-a scos din lumea asta și ne-a pus deoparte ca să fim folosiți într-un singur scop. Sigur, nu se întâmplă așa, fiindcă El ne dă voință liberă și noi din nou fugim de acolo și ne ducem în lume și ne tăvălim împreună cu lumea. Dar ideea și scopul lui Dumnezeu acesta este să fim sfinți. Nu mai putem face ce vrem, nu mai putem fi folosiți pentru ce vrem. Trupul nostru nu mai este a nostru, mintea noastră nu mai este a noastră, casa noastră nu mai este a noastră, banii noștri nu mai sunt ai noștri, copiii noștri nu mai sunt ai noștri. Totul este al lui Dumnezeu. Amin? Pentru că noi meritam moartea, noi meritam iadul. Numai datorită lui Hristos ni s-a mai dat o șansă. Și acum viața noastră nu mai este a noastră. Și trebuie să fie separată, sfântă, pusă deoparte. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20, mi se spune că există vase de cinste și există vase de ocară. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste și altele pentru o întrebuințare de ocară. Vedeți, prima dată când Dumnezeu ne sfințește, adică ne separă, este atunci când venim la El pentru iertarea păcatelor, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă citim în Epistola către Efeseni, noi am citit în capitolul 4, dar dacă dați înapoi două pagini, în capitolul 2, ne este redată această scenă.
Și în capitolul 2 de la versetul 4 spune așa: dar Dumnezeu, de ce zice acest dar? Din cauza versetelor dinainte, care spune că noi eram morți în păcatele și fără de legile noastre și merita moartea. Cu toate astea, dar, în loc să ne dea moartea, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Ne-a înviat împreună și ne-a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos. Versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, mântuirea, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcar că eram morți în păcate, fără niciun merit, Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos. Pe cine? Nu pe toți oamenii, pe cei care cred. Prin har sunteți mântuiți, prin credință. Pe cei care cred că pot să li se ierte toate păcatele prin jertfa lui Hristos, pe cei care cer mântuirea, măcar că n-au niciun merit aceștia, Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos prin har, cadoul său nemeritat, Hristos care a plătit în locul nostru și prin credință, fără fapte. Și când Dumnezeu a făcut asta, practic, Dumnezeu ne-a smuls din tabăra lumii acesteia, fără să merităm, fără să avem vreun merit, doar fiindcă am crezut. Și ne-a pus, ne-a plasat în tabăra sa, alături de Hristos, adică ne-a sfințit, ne-a separat. Dumnezeu ne-a smuls din lumea aceasta și ne-a plasat în tabăra lui Dumnezeu, alături de Hristos, adică ne-a sfințit. Apoi începe viața de copil al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne cere acum să și trăim zilnic o viață separată, o viață sfântă, o viață separată de lume, în conformitate, în potrivire cu locul în care ne aflăm, adică tabăra lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a smuls fără niciun merit, pe gratis, datorită suferințelor Fiului Său, numai pentru că am crezut, numai pentru că am cerut, Doamne, mântuiește-mă, El ne-a smuls din lumea aceasta păcătoasă și ne-a pus alături de Fiul Său, Iisus Hristos. Și acum spune, trăiți conform numelui, conform blazonului pe care îl aveți. Sunteți într-o casă regală, sunteți într-o seminție sfântă, sunteți în familia lui Dumnezeu, sunteți în biserica lui Hristos, nu mai puteți trăi cum trăiați înainte, când erați în tabăra lumii. Acum mă aștept de la voi să trăiți o viață separată, o viață sfântă. Sigur, asta nu se întâmplă peste noapte, așa cum cred unii. Acum dacă ești păcăit, nu mai păcătuiești acum, mai greșești așa cât un pic. Dar nu păcătuiești, nu poți să păcătuiești. Ba, păcătuiești mai rău decât ea din lume. Problema este că nu recunoști. Asta e problema. Da. Dar Dumnezeu a murit deja pentru păcatele astea. Și El vrea încet, încet să te ajute să avansezi. Și încet, încet să te deosebești de lumea din care ai ieșit și să te asemeni tot mai mult cu tabăra în care te afli acum. Și în care El te-a pus fără niciun merit. Când te-a sfințit la mântuire. 1 Petru, capitolul, trebuie să mă grăbesc puțin, 1 Petru, capitolul 1, versetul 14. Această introducere este o introducere pentru jumătate din tema de luna aceasta, care vreau să vă arăt ce legătură există între separare și sfințire. Separarea înseamnă sfințire, sfințirea înseamnă separare. Unii pot să se sfințească pentru Dumnezeu, alții pot să se sfințească pentru cel rău, să facă rău. Da? Ei se dedică și își dedică viața lor ca să facă rău. Tot separare se cheamă, tot sfințire se cheamă. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: ca niște copii ascultători, nu vă conformați poftelor pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, fiindcă este scris, fiți sfinți, adică separați, fiindcă eu sunt sfânt. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. 2 Corinteni, capitolul 7 și versetul 1. Iată ce înseamnă sfințirea sau separarea. 2 Corinteni 7 cu 1. Deci, fiindcă avem astfel de promisiuni prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, ducându-ne sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Acesta este cuvântul potrivit. Traducerea Cornilescu era ducându-ne mântuirea, de unde mulți
interpretau că poți să-ți pierzi mântuirea și că depinde de tine să-ți duci mântuirea până la capăt. Este vorba despre această sfințire, despre această separare, despre această viață nouă, nu despre iertarea păcatelor. Tema de studiu în luna aceasta este, deci, separarea credincioșilor. În primele două duminici o să vorbim despre separarea personală a credinciosului. Dumnezeu ne cere o separare personală. Și în ultimele două duminici o să vorbim despre separarea bisericească sau ecleziastică, se numește. Dumnezeu ne cere ca și biserică să fim separați de anumite lucruri și de anumite grupări și de anumite doctrine din lumea aceasta. Deci, separarea personală în primele două duminici. În duminica aceasta învățăm despre o viață nouă, separată. În duminica viitoare o să învățăm despre o tovărășie nouă, separată sau selectă. Da? Trebuie să avem o viață nouă și trebuie să avem o companie nouă, o tovărășie nouă. Deci, o viață nouă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Ce spune acest verset? Cine știe? 2 Corinteni 5 cu 7. 17. Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Da? Dumnezeu se așteaptă de la noi să trăim acum o viață nouă, fiindcă El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a pus în locurile cerești, ne-a făcut o făptură nouă. De aceea ar trebui să trăim o viață nouă. Da. Și o viață nouă începe cu o gândire nouă. Primul punct este o gândire nouă. Și aici de-abia ajungem la versetul nostru de pe calendar, Efeseni 4 cu 17. O gândire nouă. Ce spune Efeseni 4 cu 17? De aceea vă spun aceasta și vă mărturisesc să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile în deșertăciunea minții lor. În deșertăciunea gândirii lor. Adică au o gândire greșită. Fără niciun câștig, fără nicio logică din punct de vedere al Dumnezeu. Deșartă, o gândire deșartă. În deșertăciunea și această gândire deșartă, acest cuvânt neamurile aici puteți să-l citiți ca și necredincioși în general. Da? Această gândire deșartă a necredincioșilor, zicând că sunt înțelepți, au nebunit, îi va duce în iad. De aceea, mi se spune nouă care am fost mântuiți, nu mai mergeți pe același model de gândire deșartă a neamurilor. Oare de ce mi se spune așa? Fiindcă noi credincioșii nu mai păcătuim. Nu, cum să gândim? Tocmai fiindcă cei mai mulți dintre noi și de multe ori suntem ispitiți să avem aceeași gândire veche a lumii. De asta se spune așa ceva aici. Fiindcă este o problemă pentru noi creștini. De aceea ni se poruncește. Nu mai fiți ca neamurile. Trebuie să fiți separați. Nu mai gândiți ca neamurile. Este o gândire deșartă. Nu mai trăiți în deșertăciunea minții vechi. Vedeți, în foarte mare parte, în foarte mare parte, noi suntem ceea ce gândim în mintea noastră. Ceea ce ne trecem prin cap va deveni realitate mai devreme sau mai târziu în viața noastră. Deci viața noastră, practică, este produsul gândirii noastre. De aceea o viață nouă trebuie să înceapă cu o gândire nouă. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 23 cu 7 ne spune, așa cum gândește în sufletul lui, așa și este. Așa cum gândește în sufletul lui, așa și este. Deci, aici în Efeseni 4, versetul 17 și 18, 17 l-am citit deja, da? să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile în deșertăciunea minții lor, virgulă, și uitați ce spune mai departe. Având înțelegerea întunecată, ei zic că sunt înțelepți, Dumnezeu zice că sunt nebuni și că n-au minte, au înțelegerea întunecată. Fiind străini de viața lui Dumnezeu, ei zic că știu, Dumnezeu zice că nu știu. Fiind străini de viața lui Dumnezeu, de ce? Din cauza neștiinței, nu știu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îl citesc o dată sau de două ori, nu înseamnă nimic pentru ei. Este de nicio valoare, nu le sclipește nimic în mintea lor când citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu face niciun clic, nu se aprinde niciun beculeț. De ce? Iată ce spune aici. În urma împietririi inimii lor. Și împietresc inima. Ca și faraon. Da. Nu vor.
au agenda lor, au ideile lor, ei știu, ei fac, ei rezolvă, ei o să arate tuturor ce pot ei să facă, ei adună, ei taie, ei spânzură. Orice cuvânt al lui Dumnezeu se lovește de inima de piatră. Și din cauza aceasta sunt într-o neștiință care duce gândirea lor la deșertăciune. Nu mai trăiți cum trăiesc neamurile. Cei necredincioși sunt străini de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței, în urma împietririi inimii lor, nu primesc cuvântul lui Dumnezeu. Și din cauza asta trăiesc după deșertăciunea minților, gândurilor lor. Tot în capitolul 2 în Efeseni, am citit de la versetul 4, acum hai să citim primele 3 versete. Și spune așa, și voi erați așa. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între care eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele cărnii noastre, făcând voia cărnii și a gândurilor. Voia cărnii și a gândurilor. Și eram din fire, în mod natural, firesc, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Deci iată, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, cine este Domnul Puterii Văzduhului? Este Satan. Prințul Aerului se mai numește. Da? El circulă liber între pământ și cer. Mulți oameni au auzit că Satan a fost aruncat din cer. Nu, Satan n-a fost încă aruncat din cer. Dumnezeu nu are viitor ca și noi. Pentru noi lucrul ăsta este încă în viitor. Pentru Dumnezeu este ca și cum s-a întâmplat deja. Dar de-abia în necazul cel mare, în Apocalipsa, citim că va fi o mare bătălie între Mihail și oștile cerești și Satan și îngerii lui. Și Mihail va birui și Satan va fi aruncat pe pământ. Încă are acces la tronul ceresc, acum de asta este pârâșul fraților, acuzatorul fraților. Și el stăpânește văzduhul acesta și lumea aceasta. Și bogățiile lumii acesteia, atenție, din nou spun, mulți creștini se amăgesc când ajung să ocupe funcții importante în lumea aceasta și să câștige bogății, spun, Domnul m-a binecuvântat. Nu se știe. Depinde. Cu ce preț? Dacă Domnul te-a binecuvântat, înseamnă că n-ai lipsit niciodată de la adunare? Înseamnă că ești un membru activ în biserică? Înseamnă că ți-ai descoperit darurile spirituale și le folosești pentru înaintarea trupului? Dar de obicei, acești creștini care ajung mari în lumea aceasta nu fac aproape nimic în biserică. Pentru că nu mai au timp. Și Satan i-a spus Domnului Iisus Hristos, l-a dus pe un munte înalt și i-a arătat ce? Toate împărățiile lumii acesteia și gloria lor, strălucirea lor. Și a zis, uite, toate acestea ți le voi da ție. Și din păcate foarte mulți credincioși sunt lacomi după această ofertă. Ar vrea să primească și ei această ofertă. Ar vrea strălucirea și gloria lumii acesteia. Ar vrea să fie cineva. Și atenție, Satan face această ofertă. El este prințul puterii văzduhului. El este domnul lumii acesteia. De aceea credincioșii trebuie să se separe din lume și să nu poftească după lucrurile lumii. Ca să trăim o viață nouă, separată, ne trebuie o minte nouă, diferită de cea a lumii. Roman capitolul 12, versetul 2. Un verset care v-aș sugera să-l memorați. Roman 12 cu 2 spune, să nu vă conformați cu lumea aceasta, ci să vă transformați, cum? Prin înnoirea minții voastre. Înnoirea minții. La ce ajută înnoirea minții? Spune aici ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu mintea cea veche o să fii în neștiință, o să ai înțelegerea întunecată. Tot ce o să știi este ce știe lumea, tot ce o să vrei este ce vrea lumea. Toată viața ta o să fie o alergătură ca să obții lucrurile pe care le vor oamenii din lume. Dar zic mulți pocăiți, știi, noi o facem cinstit. Asta e singura diferență? Dumnezeu tot nu este de acord cu asta. În mod cinstit poți să-L superi pe Dumnezeu. Și Cain, în mod cinstit, și-a dat tot interesul și tot efortul ca să aducă o jertfă cu care să-L impresioneze pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a respins. Pentru că poți să fii cinstit și sincer și tot să fii greșit.
adică să nu fii în conformitate cu Biblia. Să nu vă conformați cu lumea aceasta, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să începeți să pricepeți voia lui Dumnezeu. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Gândirea lumii, chiar și a celor mai buni și religioși oameni din lume, este deșertăciune și trebuie să scăpăm de ea. Și trebuie să punem în loc gândul lui Hristos. Filipeni capitolul 2 ne spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Care era gândul care era în Hristos? Spune mai departe un gând de smerenie. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși. Smerenie, lepădare de sine. Leapădă-te de tine însuți în fiecare zi. Crucifică firea. Umilința, a luat chip de rob asupra lui. Umilește-te, la înfățișare fiind găsit ca un om, s-a umilit. Știți că cei mai mulți dintre noi, ba, nu ce zic eu cei mai mulți, toți dintre noi, nu suntem dispuși să ne umilim așa cum s-a umilit Hristos? Nu ne place umilința. S-a umilit. Și apoi spune ascultare necondiționată până la moarte. Iată care este mintea cea nouă. Smerenie, lepădare de sine, umilință, chip de rob și ascultare necondiționată până la moarte. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vrei să fii înălțat în lumea asta? Chiar în lumea religioasă? Sau vrei să fii înălțat de Dumnezeu în împărăția Lui? Această gândire nouă este produsul reeducării minții noastre. Trebuie să ne reeducăm mintea pe baza informațiilor noi pe care trebuie să le asimilăm din cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza neștiinței au înțelegerea întunecată, fiindcă își împietresc inima la cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să ne reeducăm. De asta vă spuneam că școala duminicală este o școală. Să nu credeți că se întâmplă ceva magic aici jumătate dacă stați pe scaun. Trebuie să învățăm ca la școală, trebuie să ne reeducăm mintea, trebuie să asimilăm informațiile acestea, trebuie să le lăsăm să pătrundă în inimă, să le credem și să cerem ajutorul lui Dumnezeu să le punem în practică. Galateni 2:20, eu am murit împreună cu Hristos, am fost răstignit. Când tu vrei să fii mântuit, tu recunoști că Iisus Hristos a murit pentru toate relele tale, pentru toate relele care le-am făcut eu până azi și care le mai fac de mâine încolo. Iisus Hristos a fost bătut în piroane pe cruce acum 2000 de ani. Eu trebuia să fiu acolo. Și când eu vreau să fiu mântuit, eu recunosc că am murit, gata, am încheiat-o cu viața mea. Eu am fost crucificat împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este o gândire nouă. Nu mai am niciun drept asupra vieții mele, fiindcă eu am murit împreună cu Hristos. 2 Corinteni 5:15 spune... El care a murit, a murit pentru toți, fiindcă cei care trăiesc prin jertfa Lui, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cei care trăiesc prin jertfa Lui, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Asta este scopul vieții noastre. Nu să strângem pentru pensie, nu să ne construim averi, nu să facem să fim cineva în lumea asta, ci să trăim pentru Hristos. Asta e menirea vieții credincioșilor. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. 1 Corinteni 6:19-20 spune, ce, nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Nu știți că voi ați fost cumpărați cu un preț? Nu știți că trupul vostru nu e al vostru? Nu puteți face ce vreți cu el, nu puteți băga orice vreți pe gură, nu puteți să vă duceți unde vreți, nu puteți să vă îmbrăcați cum vreți. Nu știți că trupul vostru nu este al vostru, ci că este, ce este trupul nostru, spune? Este templul Duhului Sfânt. Ce fac eu cu templul Duhului Sfânt? Glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Iată gândirea cea nouă. Și această gândire nouă ne va duce, punctul 2, la o purtare nouă. Sunt foarte multe versete pe care nu pot să le citesc, dar ne întoarcem în Efeseni 4. Efeseni 4, de la versetul 19, spune că necredincioșii, având mintea întunecată, din cauza împietririi inimilor, ce au făcut? Și-au pierdut orice pic de simțire.
Conștiința lor este dereglată, este coruptă. Nu mai sunt sensibili. Nu mai știu ce este bine. Nu mai au rușine față de păcat. Nu-i doare. Și-au pierdut orice fel de simțire și s-au dedat la desfrânare. Tot ce vreau, tot ce îmi place, oriunde vreau, ori cu cine îmi place. Nu mai sunt sensibili la cântarul moral al lui Dumnezeu, care este conștiința, din cauza împietririi inimilor, din cauza înțelegerii întunecate, din cauza că se duc după mintea lor deșartă și s-au dedat la orice fel de desfrânare, să practice cu lăcomie, cu poftă, cu dorință fierbinte, orice fel de necurăție. Dar voi, atenție, din nou vreau să fac apelul acesta, de ce ne spune asta nouă credincioșilor? De ce spune asta Bisericii în Efes? Că numai cei necredincioși sunt așa? Nu! Noi suntem ispitiți și de multe ori creștinii fac astfel de lucruri și trăiesc ca cei din lume. De asta se spune lucrul ăsta aici. Trebuie să vă schimbați mintea, zice. Dar voi n-ați învățat așa despre Hristos. N-aveți nicio justificare să trăiți așa. Dacă într-adevăr l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Hristos ați fost învățați de El, dacă n-ați venit la biserică degeaba și n-ați învățat nimic și n-ați lăsat să pătrundă în inima voastră și să vă schimbe gândirea și mintea, voi n-ați învățat așa pe Hristos. În ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Iată, lumea trăiește în desfrânare, lăcomie, fac ce vreau, ce îmi place, unde vreau, ce cred eu că e bine, cu cine cred eu. Asta este felul de viață al lumii. Dar voi, dacă ați învățat ceva de la El, voi trebuie să înțelegeți că trebuie să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. De unde vine omul ăsta cel nou? Este produsul gândirii celei noi. Da? Să vă îmbrăcați cu omul cel nou, spune aici, după chipul lui Dumnezeu, în dreptate și în adevăr, în sfințenia adevărului. De ce începe cu adevărul? Pentru că trebuie să ieși la lumină. Totul începe cu adevărul. Dumnezeu știe adevărul despre mine. Dumnezeu știe adevărul despre tine. Dumnezeu știe tot adevărul. Dar tu îl știi? Știi tu tot adevărul despre tine? Știu eu tot adevărul despre mine? Dumnezeu vrea să cunoști adevărul. Dumnezeu vrea să te vezi așa cum te vede El. Dumnezeu vrea să te asculți și să te auzi așa cum aude El când îți deschizi gura. Dumnezeu vrea să te vezi și să-ți vezi inima ta și pornirile tale și gândurile tale așa cum le vede El și să le judeci după cântarul dreptății Lui. Dumnezeu vrea să cunoști adevărul. Și apoi urmează o serie de exemple. Dezbrăcarea de omul cel vechi, versetul 25. De aceea, lăsându-vă de minciună, fiecare din voi să vorbească adevărul. Minciuna este distinctiva diavolului. El este tatăl minciunii și minciuna are foarte multe forme și haine. Foarte multe forme și haine. Și de fapt, ori de câte ori nu trăim pentru Dumnezeu, noi ne mințim singuri și trăim în minciună. Apoi vorbește despre mânie. Și nu am timp să aprofundez, dar spune aici, mâniați-vă și nu păcătuiți. Există o mânie sfântă împotriva păcatului și începe împotriva ta însuți și împotriva celor care trăiesc în păcat și există o mânie lumească care este doar o critică și un dispreț, o arătare cu degetul a altuia ca nu cumva să se pună proiectorul pe tine. Cine fură să nu mai fure. Și furtul este de foarte multe feluri. De foarte multe feluri. În general este însușirea a ceea ce nu este al tău de la Dumnezeu. Nu ți-a dat ție Dumnezeu, nu te chinui să obții. Nu este al tău. Da? Nu justifica modul în care ajungi la acele lucruri. Dacă Dumnezeu vrea să ai ceva, nimic din lumea asta nu-L poate opri să-ți dea. Numai tu singur. Dacă Dumnezeu nu-ți dă ceva care tu crezi că ar trebui să ai, este doar din cauza ta. Nu din cauza economiei, nu din cauza țării în care te-ai născut, nu din cauza părinților, nu din cauza a nimic, a faptului că n-ai educație. Nimeni și nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu să-ți dea ceea ce El vrea ca tu să ai. Cine fura să nu mai, sau cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă, fiind binecuvântat de Dumnezeu, să aibă să dea și la alții. O, ce mare binecuvântare! Este mai ferice să dai decât să primești. Dar atunci când Dumnezeu te binecuvintează, atunci când asculți de El,
vei fi binecuvântat de Dumnezeu și nu va mai trebui să poftești după lucrurile altora, ci vei avea să dai și la alții și vei fi mulțumitor. Versetul 29 vorbește despre cuvintele stricate. Să nu vă iasă niciun cuvânt stricat din gură, ci unul bun pentru zidire. Capitolul 5, versetul 4, să nu se audă cuvinte murdare, nici vorbe nechipzuite, nici glume care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iată, dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea de omul, cu omul cel nou. Sunt mulți credincioși care nu reușesc să trăiască o viață sfântă și sunt dezamăgiți și nu reușesc să se separe, fiindcă ei văd păcatul din viața lor, știu ce ar trebui să nu mai facă, dar nu știu ce ar trebui să pună în loc. Nu știu ce ar trebui să facă. Ei încearcă să se abține de la ceva, dar nu pun nimic în loc. Este ca și acea casă măturată și curată. Și diavolul, când vede că e locul liber, aduce 7 alte duhuri mai rele. Și omul devine mai rău ca la început. Nu poți numai să dezbraci o haină, trebuie să îmbraci alta în locul ei. Nu poți numai să te lași de ceva, dar trebuie să te apuci de ceva. Așa se face sfințirea. Așa se face separarea. Și începe cu schimbarea minții. În concluzie, dezbrăcați-vă de omul cel vechi, spune versetul 22, care e din ce în ce mai rău, se strică, zice aici, după poftele înșelătoare, după gândirea lumii, care este deșertăciune, străină de Dumnezeu, neștiință din cauza împietririi inimii, și îmbrăcați-vă cu omul cel nou, versetul 24, care spune este după chipul lui Dumnezeu, după gândirea cea nouă, gândul lui Hristos, izvorâtă această gândire nouă din cuvântul lui Dumnezeu, din informațiile cuvântului lui Dumnezeu, din școala lui Dumnezeu. Fiți sfinți, fiți separați pentru Dumnezeu. Sunt mulți oameni care vor să fie separați, dar nu pentru Dumnezeu. Sunt mulți oameni care vor să se separe și să fie deosebiți, să nu fie nimeni ca ei. Dar nu te ajută cu nimic dacă nu ești separat pentru Dumnezeu. Sunt mulți oameni care pot să se abțină de la multe vicii în lumea aceasta. Ei se separă de mulțime, dar nu sunt cu Dumnezeu. Noi nu doar că trebuie să ne separăm de lume, ci trebuie să ne adunăm cu Dumnezeu, să ne alipim de Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, fiți pentru Dumnezeu. Dacă ai venit la Dumnezeu să te mântuiască, atunci El te-a scos din lumea asta ca să trăiești o viață nouă, separată, nu pentru altceva. Să trăiești o viață pentru El, o viață sfântă. După cum Hristos a înviat din morți și noi să trăim o viață nouă, izvorâtă dintr-o gândire nouă, din informațiile cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute și să ne ajute să facem așa ceva. Amin.